Ați avut, am cerut permisiunea, ați avut toți pe mail o informare de la ANI? Ascultați, vă rog. Deci ați avut la mapă o informare de la Agenția Națională de Integritate în legătură cu domnul Cercel. Corect e să vă mai dau încă o comunicare. Asta ați avut-o toți, da? Domnul Cercel a venit și ne-a rugat să vă anunțăm. Are toate documentele aici, s-a adresat Curții de Apel București, are confirmare de primire, în care a contestat decizia ANI. Deci urmează la Curtea de Apel să se hotărească. Poate câștigă, nu mai e problema noastră. Dar să știți că dânsul a contestat raportul ANI. Mai avem acea proiect, din păcate, pentru Alina, care locuiește la blocul ANL. Nu putem să-l lăsăm pentru luna viitoare? Ea neavând, îl lăsăm pentru luna viitoare sau pe data de 8, e posibil să avem o extraordinară și să sperăm că atunci vom fi mai mulți, pentru că ea neavând voie să voteze, n-are cum să îndeplinească cele 13 voturi. Și sperăm o prezență mai mare, chiar și cea care a căzut la vot, vom încerca luna viitoare să o repunem, pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de corect încercarea noastră de a scoate la licitație și să facem un venit către bugetul local. Așa, la ora actuală, se folosește de oricine în mod haotic și pentru primărie nu produce niciun fel de beneficiu. Plus că, nefiind dată către cineva, este neamenajată, Alte probleme, dacă doriți, începând de ieri, din data de 27, am dat o decizie de interimar la Spitalul Oltenița, avem un nou director, este vorba de domnul director Cocoșilă. Este motivul pentru care m-am rugat luna trecută de a-mi dat și apartament din patrimoniul nostru, să încercăm să-l facem să rămână în Oltenița, până la organizarea concursului. Doamna doctor Petculescu a împlinit vârsta de 65 de ani și sub nicio formă nu mai poate îndeplini funcția de director. Din punctul meu de vedere este o pierdere, pentru că doamna director era o femeie cu suflet extraordinar de mare, care punea mult suflet. Să sperăm, ne-a promis tot ajutorul, va sta pe lângă doctorul Cocoșilă să-l ajute în activitatea care o desfășoară. Am văzut că n-ați făcut discuții și în parte mă bucură, înseamnă că ați studiat materialele cu acel spațiu de 400 ceva de metri de închiriat la spital. Licitația se va ține în cadrul spitalului. Avem foarte multe spații în aripa veche a spitalului care stau la ora actuală goale. S-a găsit un doctor inimos care speră să ne aducă medici la discipline pe care noi nu le avem deloc, care va fi un beneficiu extraordinar de mare pentru locuitorii noștri. În același timp vă spun că din zi în zi la spital apar din nou probleme. Subfinanțarea sistemului, de-abia ajunsesem undeva la 5-6 miliarde datorii, din nou avem în jur de 10 miliarde datorii și asta în condițiile de vară. Pentru că din contractul cu casa,
nu ne rămân decât 700-800 de milioane lunar, care n-au cum să acopere sub nicio formă nevoia de medicamente, de hrană, de servicii. La servicii mă gândesc să lifturile, acele, cum să spun eu, utilități specifice spitalului care sunt obligatorii și, cel mai grav, nevoia tot mai mare și consumul tot mai mare de medicamente. Iar eu nu vreau în spitalul nostru să ne vedem pe la televizor că nu are aia, că nu are aia, că nu are aia. Dar, având aproape tot ce ne trebuie, conduce către majorarea de arierate și de datorii. Astăzi am avut o discuție cu domnul director financiar de la spital. Este extrem de îngrijorat și dumnealui. Cresc arieratele și e posibil să ne blocăm în sensul că se vor bloca conturile. Dumneavoastră ați alocat, dacă vă aduceți aminte, și luna trecută 1 miliard care s-a dat special la gaz, curent, apă, cele care sunt obligatorii. Astea sunt deocamdată problemele. Mai sunt destule alte probleme în legătură cu dezinsecția. Ați văzut că s-a dat inclusiv pe malul Dunării, dar trebuie să înțelegem că pe malul Dunării a fost o acțiune finanțată de Consiliul Județean, nici de cum de bulgari, așa cum am auzit că au făcut concetățeni ai noștri glume că au ajuns bulgarii să dea pentru noi. Iar noi am dat până acum de 3 ori, dar este total insuficient. Vom continua să dăm cu atomizoarele pe care le avem în dotare, în speranța că fenomenele meteo ne vor lăsa în pace, pentru că altfel aruncăm bani pe fereastră. Dar dacă nu avem 2-3 zile de căldură ca să aibă remanență substanța pe care o dăm, aruncăm banii pe ploaie, cum zice colegul meu de aici. Cred că sunteți la curent cu situația câinilor. Eu vă fac acum o trecere în revistă a ultimelor zile care sunt extrem de complicate. Avem la ora actuală foarte mulți câini strânși. Cei care s-au angajat că îi vor lua în adopție, care ne vor ajuta, nu se țin de partea lor de înțelegere. Mai nou, acum am înțeles că reclamă adopția e foarte scumpă. Astăzi am făcut o analiză și chiar dacă mărim un pic costurile pe primărie, am solicitat să se facă un nou studiu și să reducem de la aproximativ 6 milioane cheltuielile per câine care se ducă la adopție, să le coborâm pentru cei care vor să-i adopte maxim spre 2 milioane, poate în felul ăsta încurajăm adopția, iar diferența să o suportăm de la bugetul local, și aici mă refer la deparazitare, de tot ce trebuie, inclusiv sterilizarea și castrarea care este necesară. Poate în felul ăsta dăm un imbol, dar până atunci, acea hotărâre a unei curți de apel de la București care a suspendat aplicarea normelor metodologice ne împiedică și să-i mai strângem. Pentru că suspendarea se referă la strângerea câinilor și eutanasierea câinilor. Din discuțiile purtate cu cei de la DSV, care le purtăm prin intermediul în special a domnului viceprimar și a domnului Pițoi zilnic și a domnului Chirnogeanu, totuși se pare că acea curte de apel s-a referit la București. Și așteptăm acum o adresă de la DSV care să ne precizeze extrem de clar în ce situație ne aflăm. Dar dacă vom continua să stăm cu 200 de câini aproximativ cât ce avem acum, am înnebunit un cartier întreg. Astăzi au venit reclamații.
E vorba despre domnul Matei, că îl cunoașteți toți, care nici mai mult, nici mai puțin cere să dăm drumul la toți câinii. Pentru că acei oameni din cartier nu se pot odihni. Este o gălăgie noaptea, este liniște, zice se în acel cartier infernal. Iese din discuție o asemenea soluție. Dar eu vă aduc la cunoștință la ce stadiu au ajuns oamenii, iar ieri a venit în calitate de purtător de cuvânt al celor din jur. Mai sunt și colegi de-ai noștri care în situația care este în oraș caută să incite populația și să-i facă să protesteze împotriva opririi apei calde. Dreptul de a protesta îl are oricine, e dreptul oricui să solicite și să protesteze în mod civilizat. Și oamenii au de gând să vină în fața primăriei să acuze Consiliul Local și conducerea primăriei, în special pe primar, că am oprit apa caldă. Și au de gând să vină oamenii cu facturile, că sunt oameni care au plătit la zi. Protestul dumnealor este extrem de corect și de întemeiat, dacă luăm din punct de vedere al lor, decât că trebuie să afle datoria populației către Termo este de 32 de miliarde astăzi când vorbim. Dacă nu vom reuși să plătim datoria lui Termo către Virom, care se cifrează la ora asta în jur de 8 miliarde și ceva, spre 9 miliarde, va fi mare problemă de furnizare a energiei termice pentru încălzire în toamnă. Așa cum știți foarte bine, am aprobat acele demersuri pentru interconectarea unor centrale ca să rentabilizăm și să diminuăm consumul de gaz. Mai nou ați văzut, crește un pic și gazul, cu 2%, dar nu e atât de mare. Deci sunt probleme destul de multe. Împreună trebuie să le depășim. Iar eu cred că avem nevoie de fiecare leu pe care putem să-l strângem. Suntem acum într-o campanie de emis somații și popriri, pentru că avem foarte, foarte mulți restanțieri la bugetul local în privința taxelor și a impozitelor locale. E spor național să nu se plătească amenzile, care nu se vor prescrie niciodată. Și trebuie să ne încasăm și pe alea. În legătură cu... Atât voi mai spun să nu vă plictisesc. În legătură cu Casa de Cultură, suntem la nivelul... Mâine se face analiza ofertelor. Am avut 5 ofertanți. Și intrăm în procedură pe pasul 2. Deci probabil undeva la începutul august, jumătatea lunii august, ar fi normal să demareze lucrările pentru Casa de Cultură și muzeu și bibliotecă. Miercuri se semnează contractul cu Evergreen-ul în legătură cu stadion. Eu zic stadion, dar e vorba de întreaga bază sportivă. S-au analizat toate documentele, s-au făcut toate documentele de ambele părți și miercuri se va semna acel contract și cu permisiunea dumneavoastră demarăm discuțiile pentru club. Clubul și cinematograful Flacăra n-au dispărut niciodată din preocupările noastre și trecem la faza a doua de negocieri. Bineînțeles cu aprobarea dumneavoastră la momentul oportun. Dacă dumneavoastră mai aveți alte probleme pe care doriți să le discutăm
în legătură cu primăria sau problema care vă interesează pe dumneavoastră, vă stăm la